Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pe parcursul zilei de ieri, președintele țării Igor Dodon a organizat o conferință de presă cu ocazia celor 100 de zile de la investirea în funcție. Aceasta este tema ediției de astăzi. Mai multe vom încerca să aflăm de la invitații emisiunii, care sunt Roman Mihăiș, analist politic. Bună seara și bine ați venit seara. În postul nostru de televiziune. Și Radu Bușilă, jurist. Bună seara și bine ați venit, domnule Bușilă. Domnule Mihăieș, probabil ați urmărit conferința de presă a domnului președinte Dodon. Spuneți-ne, vă rog, care au fost impresiile care vi s-au creat? În ce măsură problemele puse în discuție au fost de necesitate stringentă? Bine, dacă stăm să analizăm pe secvențe declarațiile domnului președinte Dodon, trebuie să încercăm să vedem două aspecte importante. Primul aspect a fost faptul că dânsul a dorit să arate care sunt realizările în cele 100 de zile de mandat. A evocat anumite întâlniri cu Putin, cu Krasnoselski și a prezentat inițiativele care le-a avut legislative. Inclusiv ne-a prezentat și un proiect de referendum consultativ care va avea loc în luna septembrie. Da. Pe de altă parte, s-a văzut totuși foarte clar că domnul președinte a avut o agendă politică caracteristică unui președinte de partid și, din punctul meu de vedere, dar și a multor altor experți, nu a reușit să se ridice la nivelul deasupra partidilor politice, să devină un președinte al tuturor, așa cum a promis în campanie electorală, pentru că majoritatea celor puncte din referendum și din care se preconizează a fi petrecut și inițiativele care au fost, majoritatea sunt din programul de activitate a Partidului Socialiștilor. Evident că putem să concluzionăm preliminar că totuși miza se pune pe alegerile parlamentare care vor avea loc viitoare sau anticipate sau la termen și că în acest context sunt toate eforturile depuse de președinte, adică el, într-un fel sau altul, merge pe aceeași linie cu Partidul Socialiștilor. Pe de altă parte, unele inițiative care le are președintele pot să aducă la confruntări în societate. Vă aduc aminte că subiectul istoriei este unul sensibil și am avut manifestații și în 95, ca să mai, dacă pornim de la 88-89, de la începutul mișcării naționale, totul s-a început de la limbă și de la istorie. Apoi a continuat în 95 când Sanghele și agrarienii au încercat să scoată istoria românilor din facultăți și din educație. Au fost și evenimentele din anii 2001-2002, apropo cum pe PCD-ul, apropo tot a avut manifestații legate de subiectele de cultură, de limbă, de istorie, când era vorba de președinte. Deci este un subiect sensibil care permanent suscită interesul populației. Nu doar interesul, dar suscită și opinii divergente și sunt chestiuni care trebuie discutate mai mult la nivelul academic, mai mult la nivelul oamenilor de știință și mai puțin să se implice politicul. Pentru că eu sunt de acord că trebuie de discutat despre ce fel de istorie să învață în școli, dar, repet, nu cred că asta ar putea să fie un subiect de referendum, pentru că atunci când o parte încearcă unei alte părți să impună anumite valori, niciodată lucrul ăsta nu se termină cu bine. Da. Și în acest context, de ce ar fi anumite observații că tentativa de a impune societății un program politic al unui partid nu duce decât la confruntare. Toate întrebările în societate sunt făcute prin consens, prin negocieri și luate de decizii numai după ce ele sunt consensuale. Domnule Bușilă, evenimentul de ieri se înscrie în șirul celor care vrea să ridice gradul de transparență a instituției prezidențiale? Da, era asta, eveniment iminent, întrebam ceva mai devreme, necesar? Cum este o practică mai puțin întâlnită. Dacă să comparăm cu fostul președinte Timofti, clar că este necesar, pentru că dacă să te compari cu ceea ce a fost, să compari prezentul și acțiunea de ieri, clar că este mult mai bun. Dar dacă să ne limităm doar la ceea ce a fost, desigur că nu este tocmai bine. Din punct de vedere a gradului transparenței, eu cred că este ok. Dar nu doar transparența îi face pe oameni să plece din țara asta. Și faptul că nu au un loc de muncă, nu au un salariu, de ce nu își pot da normal copiii la învățătură, nu pot întreține familiile.
Deci, în primul rând, problematica socio-economică este cea care determină marea majoritate a populației să se orienteze într-o parte în alta și inclusiv domeniul politic. Revenind la această conferință, da, și la această prezentare, am putea să spunem că, sau eu aș putea spune, că sunt și puncte bune, pozitive, sunt și negative. Desigur că sunt anumite chestiuni pe care a început să le facă președintele și mă refer aici și la problematica național-patriotică, păstrarea familiei, credința ortodoxă și așa mai departe. Este un apărător frecvent a acestei entități. Pe de altă parte, regret și chiar aș sugera să abandonez această retorică de identitate, de cultură, de limbă, în genere, să nu se adâncească în aceste problematici, deoarece, în primul rând, nu este cea mai competentă în acest domeniu să se expună. În al doilea rând, această problematică etnoculturală și lingvistică este dăunătoare Republicii Moldova. Ea este o problematică care nu trebuie atinsă, cred eu, de clasa politică. Nu trebuie folosită în anumite scopuri, în genie trebuie abandonată. Cu limba rusă, cu actele, tot este un pericol pentru el. Cred că din punctele puternice, pentru că aceste două tabere, pro-unioniștii și pro-moldoveniștii, se alimentează, se autoalimentează reciproc. Cum unul împușcă cu un glonț, celălalt vrea să reporteze. Unul rupe harta, celălalt face alt pas. Adică se autoalimentează reciproc. Eu cred că dacă unii și alții ar renunța la această retorică, ar fi ok pentru noi toți care trăim în țara asta. Domnule Bușilă, dumneavoastră vorbiți despre o anumită stare de lucruri care ar trebui să fie evitate. În același timp, nu pot să nu fac referire la recentele sondaje de opinii care zic că credibilitatea instituției prezidențiale este în creștere și este net superioară față de cea a guvernului și a președintelui, și a parlamentului, cer scuze. Foarte ok. Și dacă este în creștere, pe noi ne ajută cu asta, cu ceva? Nu, încercam să vorbim despre anumite acțiuni care sunt întreprinse. Dacă să discutăm acțiunile PR pe care le face un lider politic, trebuie să adunăm, să chemăm aici la emisiune experți în PR care se pricep la chestia, da, asta. Dacă să discutăm ceea ce întreb nouă populație, societății, și ca să dezvoltăm țara, este cu totul altă discuție. Eu personal m-am săturat de tot felul de acțiuni de astea. Vine unul, drapelul schimbă limba, vine cu protest, altul se fugărește după dânsul. Eu nu mă uit la televizor, dacă sincer, eu sunt sătul și credeți-mă, comunic cu mulți oameni care deja s-au săturat de toate scenariile astea, de tot show-ul ăsta, de tot pălăvrăgeala asta care se face. Dacă vreți să discutăm despre asta, eu unul singur nu sunt persoană. Haideți să discutăm despre acțiunile concrete serioase. Și nemijlocit amnistia migrațională pentru moldoveni. Un aspect abordat și vom este încerca foarte, să aflăm. Este foarte bun, dar mai bun decât amnistia pentru moldoveni, ce înseamnă amnistia pentru moldoveni și liberul schimb pentru un european? Este posibilitatea de a expulza, de a scăpa de cetățenii noștri. Cei mai buni, cei mai lucrativi, cei mai educați, cei mai competenți, cei mai spalați, da? Să expulzăm pe unii în Federația Rusă, care au viziuni pro-est, și alții în Uniunea Europeană, care au viziuni pro-vest. Da? Asta, da? Despre asta vreți să discutăm? Nu. Cum să expulzăm mai bine? Nu, haideți să discutăm crearea condițiilor. Ce punct pozitiv îl văd eu la președintele nostru și ce ar putea să facă, da, este conlucrarea, nu cedarea, ci conlucrarea cu liderii nerecunoscuți, a nerecunoscutii Republicii Transnistrene. Asta nu înseamnă câtuși de puțin că armata legală de ocupație a Federației Ruse aflată pe teritoriul Republicii Moldova nu trebuie să plece, el trebuie să plece necondiționat, să părăsească acest teritoriu, dar din această conlucrare care are loc, atenție, prima dată în istoria modernă a Republicii Moldova, având acest lider Dodon, având atenția, având susținerea elitei politice de la Moscova, are posibilitatea să închege un dialog cu acest lider de la Tiraspol și să deschidă anumite căi de conlucrare a populației de pe ambele părți. Asta ar fi în premieră. Toată lumea ar fi mulțumită dacă aceste baraje nu ar exista, agenții economice s-ar registra, ar face comerț, ei au nevoie de afaceri, au nevoie de investiții și dacă el ar face anume aceste chestiuni, cred că asta ar acoperi toate lacune și toate greșelile lui. Pentru că asta așteaptă moldovenii în mod real. Dacă nu, atunci vor rămâne doar la retorici. Domnule Mihăieș, domnul Bușil a dat o interpretare amnistiei migraționale pentru moldoveni. Haideți să rămânem în albe acestei probleme. Dar vreau să vedem că deocamdată avem o situație economică precară în Republica Moldova.
care nu permite cetățenilor moldoveni să-și găsească un loc de muncă în patrie. E o situație care nu este absolut nouă. Deci toate țările după al doilea război mondial, mai ales și Italia, și Portugalia, și Spania, și Grecia, s-au confruntat cu o emigrație masivă de câteva milioane de locuitori. În Italia plecaseră după al doilea război mondial spre diverse direcții, în special spre Statele Unite, câteva, aproape spre 20 de milioane de locuitori. Deci nu a fost o tragedie națională. O mare parte din ei, după ce Italia și-a revenit economic, s-au întors în țară. O altă parte au rămas. Nu trebuie să vedem o tragedie în faptul ăsta. Trebuie, din potrivă, să încercăm să găsim soluții. Soluția, deocamdată, este să încercăm să ajutăm cetățenii noștri să se legalizeze acolo unde se află ei, să trimită acasă, să poată să trimită acasă bani, să poată să muncească în condiții decente în țările respective, Rusia, Italia, etc. Știm bine că în Uniunea Europeană deja problema s-a rezolvat prin faptul că avem liber de vize și cetățenii moldoveni de acolo și au făcut actele în regulă, am fost personal și am văzut în câteva locații, oamenii sunt practic fericiți. Putem să spunem cuvântul fericire aici fără niciun fel de ghilimele. Oamenii efectiv circulă liber, muncesc, chiar dacă nu permite dreptul la muncă, dar știți că dacă e un avocat, el găsește întotdeauna o soluție juridică ca să te legalizeze, să obții un contract de muncă legal. Sunt tot felul de portiții făcute special pentru cei care vor să muncească corect și legal. Dar această amnistie poate fi catalogată drept un succes a președintelui Dodon? Bifăm la acest capitol? Deocamdată, haideți să încercăm să contabilizăm dacă aceasta este o realizare sau nu, pentru că, din câte cunosc eu, unii lideri asociațiilor de moldoveni din Rusia au spus că această amnistie se referă doar la cei aflați pe teritoriul Federației Rusie și nu la cei care deja au fost deportați sau au plecat în Republica Moldova, BNV. Da. Deci este un aspect foarte important aici. Din cei care s-au aflat pe teritoriul Federației Rusie, nu foarte mulți s-au folosit de această posibilitate, nu știu din ce cauză. Am impresia că este vorba de ceva de 10.000 de oameni. Da, eu aveam această dată. Da. Dacă raportăm la circa 300-400.000 care se vehiculau în mass media că s-a aflat ilegal sau legal pe teritoriul Federației Rusie de Moldoveni, 10.000 nu este o cifră mare. Deci există anumite impedimente, există anumite probleme, pentru că întotdeauna o inițiativă, chiar dacă este bună, depinde foarte mult de realizarea ei. Și am înțeles că mulți moldoveni care au fost și s-au prezentat la poliție pentru a-și face actele, au primit alte probleme în schimb. Unii au fost amendați pentru alte delecvențe, alții au fost deportați pentru alte motive. Deci, până la urmă, s-a creat așa o impresie că cu o mână s-a dat și cu o mână s-a luat. Bineînțeles că intenția este bună a președintelui Dodon de a obține pentru moldovenii noștri din Federația Rusă anumite beneficii. Nu se neagă lucrul ăsta, dar, repet, de la intenție până la realizare este o cale lungă. Și această inițiativă nu a fost bine, sau nu a fost bine gândită, sau nu a fost bine realizată. Repet, doar 10.000 de moldoveni, este o cifră foarte mică și s-au creat impedimente. Eu cred că e de vreme să vorbim despre o relansare a relațiilor moldovuse și de atingerea unui plafon, unei mase critice, care să putem să spunem că da, putem să contabilizăm că în relația moldovuse s-au întâmplat niște evenimente importante. De exemplu, în ceea ce ține de blocarea pieței rusești, știm foarte bine că s-au obținut doar pentru 4-5 firme. Ceea ce este, ca să zic așa, o procedură, din punctul meu de vedere, foarte periculoasă. Pentru că, haideți să vorbim foarte direct. Republica Moldova nu a răspuns Federației Rusă cu aceeași monedă. Republica Moldova nu a mers pe principiul din dreptul internațional de reciprocitate. În momentul în care Federația Rusă a închis piața pentru produsele moldovești, dar pentru absolut toate, absolut. Deci asta se numește embargo. Era normal ca Republica Moldova să răspundă cu un embargo parțial. Dacă ați observat la sancțiunile Uniunii Europene și Statele Unite împotriva Federației Ruse, economice și financiare, Federația Rusă a răspuns tot cu sancțiuni. Chiar dacă asimetric, adică nu în același pachet de prin Republica Moldova, nu a răspuns. Deci nu își protejează piața. În momentul respectiv, dacă mergem în orice supermarket din municipiul Chișinău, o să vedeți produse din Federația Rusă diverse. Și lactate și de alte... Da, domnule Bușilă, domnul președinte vorbește de câteva ori despre câteva referendumuri care ar fi posibil să se desfășoare în țara noastră. Haideți să vedem, există climatul juridic, pornind de la acest aspect, dar și cel social pentru desfășurarea unor referendumuri pentru subiectul miliardului și pentru alegeri anticipate în Republica Moldova.
Există. Motive ele ar exista, însă vedeți dumneavoastră, clasa politică actuală a Republicii Moldova s-a compromis definitiv și irremediabil. Toți deputații, guvernanții, miniștri, șefii de direcții, vorbiți cu oricare agent economic, om din stradă, simplu, el nu mai vrea să vadă aceste mutre acre din Parlament, Sergiu Sârbu, Mocanu, Candu, Filip, el nu mai vrea să mai vadă pe nimeni. Deci, clasa noastră politică are nevoie de o reformatare totală. Pe de altă parte, pentru a veni oameni noi, suflu nou în politica noastră națională, nu există. Nu există condiții, pentru că a fost creat așa un sistem, pentru că să adune astăzi, pe exemplu, 2-3 oameni, cum suntem noi, să facem azi o formațiune, să înregistrăm și să participăm la lege, noi nu putem, pentru că noi nu avem un sac de bani furați înainte de asta. Pentru că asta trebuie să ai. În același timp, populația înțelege că această clasă politică este compromisă, alta nu poate veni prin definiție, cumva se complace, s-a deprins, îi critică, îi blamează, îi scuipe prin toate emisiunile, prin toate aceste show-uri. Dar tot cu ei cumva rămân, pentru că nu pot veni alții. Pentru Dodon și echipa sa, în opinia mea, este foarte important să nu se amestece cu această clasă politică, să rămână cumva într-o parte. Pentru că timpul trece și oamenii în mintea lor, în percepția lor, încep să se învârte toți la un loc. Politicienul ăsta, politicienul ăsta vrea... Acest referendum, da, pentru că despre el m-a întrebat, da. Care este rolul lui? Pentru a obține mai multă influență, mai multă putere, pentru a lua anumite decizii. Cred că dacă președintele, în spectrul său de luarea deciziilor, în gust să recunoaștem, dar va fi corect, coerent și consecvent și nu se va amesteca cu această clasă politică irecuperabilă, atunci el se poate menține. Însă dacă va face pași greșiți, și se va acomoda sau va încerca să obțină mai mult, dar va pierde din puținul pe care îl are, atunci el va merge în tot acest malaxor a opinii publice de clasă politică compromisă și va pleca odată cu ei. Este important în opinia mea acest lucru. Discutând cu mulți oameni care și încă un aspect destul de important, este echipa, da, domniei sale. El a recunoscut și nu este pentru nimeni secret că el susține în continuare acest partid al socialiștilor și dorește să devină majoritar în cadrul viitorului Parlament. În 2018, da. În 2018 este ok, este un obiectiv pentru fiecare partid politic matur, pentru a prelua puterea. Dar, prin esență, asta este și menirea oricărui partid, accederea la putere. El vine și spune deschis acest lucru. Pe când ceilalți politicieni, îl vedem azi, îi vedem pe unii azi, spun că vrem să lipsim de imunitate, nu știu ce. Da, ajungem să discutăm, am notat acest aspect. Numai să nu spună că vor să refund la imunitate și vor să facă bine oamenilor. Pentru că asta nu este credibil. Absolut nu este credibil. Oamenii nu mai cred. Dar imunitatea este un paravan de a fi tras la răspundere? Desigur că nu. Poate fi tras la răspundere și Felat este cel mai locvent exemplu. Nu despre asta este vorba. Da. Am vrut să spun că dacă dorește, clar că nu o să ascult el acum sfatul meu, dar așa o părere într-o parte. Da. El are astăzi o echipă în cadrul Parlamentului. Însă din această echipă, 25-26 deputați cât sunt ei, doar 2-3 sunt vocali, activi și consecvenți. Și ai ce asculta de la ei. În rest sunt toți... practic inexistență. Unde sunt toți acești oameni? Dacă vrei să iei azi majoritatea în Parlament, trebuie să ai o echipă care să fie toți unul ca unul, toți să fie specialiști în fiecare domeniu în comisia în care vine. Astăzi el are o carență la acest capitol, are o problemă. Trebuie să gândească. Dacă va merge în continuare așa, eu nu cred. Și apropo, acest consilier Onișincu, da? Da, este un exemplu elocvent în acest caz. Știe de calitatea acestui om, calitatea morală și profesională acestui om, însă el a merit pe listele acestui partid. Și de acest fel ca Onișincu încă sunt mulți. Domnule Mihaiș, haideți să o luăm de la un capăt cu referendum. Da? Cu referendum aici, vedeți că sunt câteva aspecte. Aspectul este și aspectul financiar, că trebuie să cheltuim 50 sau 70 de milioane de lei din bugetul stat pentru un referendum consultativ. Da. Care nu este constituțional și nu produce efecte juridice imediate. Și plus sunt întrebările care sunt propuse în referendum, care unele dintre ele, cele care sunt legate de buget și finanță, după cum cunoaștem legea, le interzice, ale spune referendumului. Ceea ce ține exemplu de miliardul respectiv, adoptat deja că fiind și în bugetul de stat, datoria publică. Este întrebarea cu istoria care dezbină societatea și mă tem că o să se înferbânte foarte tare
iarăși o să tensionează situația în societate, pentru că un referendum presupune o campanie electorală, după cum cunoaștem, el se petrece după aceleași reguli după care se petrece o campanie electorală, taberele se vor înregistra, vor fi opinii pro și contra și nu știu dacă avem nevoie noi astăzi în societatea noastră dezbinată, cu grave probleme economice, cu grave probleme sociale. Un referendum pentru parlamentare anticipate? Știți care e problema cu referendumul, cu împuternicirile președintelui? Da. Noi am avut cazul Lucinski în 99-2000. Atunci dânsul a încercat să impună un proiect de republică prezidențială. Nu a reușit. S-au unit împotriva lui toate fracțiunile din parlamentul respectiv, inclusiv pe PCD, PD, PFD, cine mai erau comuniștii. Ca să înțelegeți, nu s-a mai votat atunci pe principii deja geopolitice. S-a votat pe principiul că cineva vrea să introducă dictatura în societate. Eu, într-adevăr, aș trage și eu, la rândul meu, atenția domnului Dodon, ca să nu încerce să repete greșeala domnului Lucinski. Pentru că încercarea de a cere împuterniciri suplimentare sub masca acestor împuterniciri se citește, de fapt, introducerea unui regim prezidențial. Republica Moldova niciodată nu va accepta un regim prezidențial de mai multe motive. În primul rând, dacă pornim la Ștefan cel Mare, de la însăși creatorul statului moldovenesc, întemeitorul lui, care a consolidat statul moldovenesc, Ștefan cel Mare avea un sfat al boierilor. Nici o decizie, cum ar fi pornirea unui război, sau orice altă decizie, sau, de exemplu, vinderea unui teren, nu se lua fără semnătura fiecărui boier din sfatul domnesc. Ștefan cel Mare, prima însărcinare care și-a pus-o în fața lui și-a realizat-o, a fost schimbarea componenții sfatului domnesc. Deci, Republica Moldova, însăși, la nașterea sa, are tradiția unii condiții colective consensuale. Și Republica Moldova nu este Federația Rusă, nu este nici Kazahstan, ca să încerci să faci o republică prezidențială pe modelul de Turkmenbashi. Nu trece chestia asta. A încercat Vladimir Voronin în 8 ani de zile, s-a văzut că a eșuat. Au fost și 7 aprilie. Deci într-un moment dat, capacul sare sub tensiune și nu rezistă. Nimeni nu a reușit în Republica Moldova, nici Dodon, nu a reușit nici Voronin, nu a reușit nici Lucinski să impună un sistem prezidențial autoritar asiatic aici. Eu sunt de acord că puternicile președintelui Republicii Moldova sunt reduse, pentru că... Dar e firesc să fie așa? S-a mers pe modelul ceh-portughez. În Cehia și în Portugalia, după ce Constituția respectivă, o să vedeți că președinții tot au puternicile reduse, fiind aleși în mod direct. Fiecare națiune are o istorie, are o cultură, are un anumit comportament politic și nu poți să impui ceva străin. Sau spre ea și să implementezi. În mod normal, poporul moldovenesc în linie mari dorește alegerea directă președintelui, dar există și cultura asta de conducere colectivă și consensuală, repet, introdusă încă de la Alexandru cel Bun și consolidată de Ștefan cel Mare și care a fost transmisă la toți domnitorii până la cei fanarioți, inclusiv. În acest context, să nu uităm că poporul moldovenesc s-a născut din răzești, din oameni liberi. Dacă vă uitați în istoria Republicii Moldova și a Moldovei feudale, inclusiv, o să vedeți că niciodată n-au fost robi moldoveni. Robii au fost de alte etnii, deci nu mai deschid tema asta. Deci moldovenii niciodată n-au fost robi unii la alții. Au muncit, argații au muncit cu ziua, dar nu au fost robi. Domnule Mihai, și domnul Bușilă spunea ceva și despre imunitatea parlamentară. E paravan sau nu e paravan? Acum, dacă ne privim și la imunitatea parlamentară în contextul discuției noastre, concluzia care am pus-o este că Dodon nu va reuși să-și impună un regim prezidențial, nici măcar semi-prezidențial. Concluzia numărul 2. Imunitatea parlamentară deseori a servit paravan pentru diverse infractori ca să se ascundă în Parlament. Și ne aducem aminte și de declarațiile lui Platon, care a fost unul dintre cei mai sinceri deputați din Republica Moldova, care a spus, da, a dat $1 milion ca să ajung pe listele Urechiană în Parlament. Asta a fost în direct la emisiunea Fabrica la Natalia Morari. Nu este o invenție a mea sau dumneavoastră. Este o probă. Și mulți alții s-au ascuns în Parlament. Și acum s-au ascuns mulți în Parlament, care nu o să le dau numele, pentru că eu, totuși, fiind jurist, respect și prezumția nevinovăției. Dar Parlamentul Republicii Moldova nu mai trebuie să devină un paravan pentru diversi afaceriști. Este evident că vie și discuția și argumentarea unora că s-ar putea întâmpla anumite abuzuri asupra deputatului ca el să ia anumite decizii sau să nu ia anumite decizii. Dar asta este o chestiune pe care se presupune că se va întâmpla, dar dacă îl dăm, să zicem așa, un exemplu a țărilor din membri din European sau din sau recomandările Consiliului Europei. Noi știm foarte bine că deputatul este aparat doar pentru opiniile și votul lui în care este deputat.
Asta este practica europeană. În România, dacă dăm exemplu în România, este o chestiune interesantă. În România s-a scos imunitatea deputatului parțial. În ce sens? Pentru că ca să pornească dosarul penal, să investigheze anchetatorul din procuratură, nu are nevoie de scoaterea imunității, dar ca să-l aresteze, pe deputat are nevoie de scoaterea imunității. Deci în România s-a păstrat imunitatea doar pentru măsura de arestare preventivă. Să vedem care va fi decizia deputatului, pentru că, repet, haideți să spunem ceva foarte important. S-a dat doar în prima lectură. S-a dat doar în prima lectură astăzi. Da. Se vor face amendamente. Nu știu care vor fi amendamentele, dar noi putem să avem trei soluții. Prima soluție este cea românească, care este una interesantă, repet, în care imunitatea este doar pentru arestarea deputatului și nu este pentru pornirea dosarului penal. Este practica unor țări majoritare în Uniunea Europeană în care există doar imunitate pentru opinii și este varianta numărul 3 să o lăsăm așa cum este. Din punctul meu de vedere, trebuie de adoptat una din celelalte două soluții. Sau păstrăm imunitatea doar pentru arestare și dăm drumul procurorului să intenteze dosare penale și să opereze pe dosare, sau scoatem imunitatea în mod total și lăsăm doar imunitate pentru opiniile exprimate. Domnule Bușilă, vă rog, punctul meu să vedeți. Imunității? Da. Eu așa stau într-o parte, mă gândesc, iată, noi ne gândim la deputații, vă rog. Așa o impresie, se creează că în Parlament ne meresc doar persoane care cu antecedenti penale și care vor... Nu, unii zic, unii dintre ei. Ce să clar, bun, chiar și unii. Cât pe ce să săvârșească o infracțiune? Gravă sau mai puțin gravă, dar eu îmi pun întrebarea, dar acești deputați care intră în Parlament, ei nu cumva intră pe listele partidelor, până acum, cei puțini care au intrat până acum, prezumă sau este o suspiciune, hai să spunem, este o suspiciune rezonabilă, dar să fim politic corect, există o suspiciune, dar ei sunt deputații, oamenii care ne conduc pe noi, primesc salariu, băieții se duc la odihnă din banii noștri, se plimbă cu mașinile noastre, stau pe la hotele, prin țări străine. Ei niciodată n-au dat dare de seamă pentru asta. Și noi trebuie să ne gândim că ei încă să nu mai fure, să ne gândim la mecanisme ca să determine pe ei ca să nu fure. Da? Dar aceste partide care sunt astăzi în Parlament nu vor să-ți prezinte cumva un raport, iată, deputatul X, Bolboceanu sau cine de la noi din fracțiune, din partidul nostru a săvârșit o fracțiune. Noi pentru asta ieșim, ne cerem iertare. Noi am confirmat această persoană știind că este bună, același Unișincu, Grama sau alții, nimeni nu a ieșit să spună nouă ne pare rău. Noi ne gândim la mecanisme, dar de unde scuzele de rigoare, oameni buni? Nu credeți că este necesar? Dar unde și sunt acțiunile instituțiilor abilitate într-o verificare? Da, și acțiunile, instituțiilor abilitate, dar și acest trasiism politic brutal, fără precedent, nu mai a fost niciodată așa în istoria modernă a Republicii Moldova, niște deputați care se declarau comuniști, da? Da. Deci ideologie de stânga, da? Clară, concretă, acum fac alianță cu liberali care se consideră de dreapta, dar clar că niciodată n-au fost, nici n-au cum să fie prin definiție de dreapta autentică, fac alianță și controlează același guvern, pun aceiași miniștri, da? E interesant cum se împacă al de foști comuniști, nici nu vreau să-i numesc, cu Mihai Ghimpu și cu toți acești patrioți de paradă care ies cu orice ocazie în cămăși de noapte pe la conferință sau pe la meeting-uri prin stradă. Cum în genere noi ne gândim la chestia asta, imunitatea, dar unde e calitatea morală acestor oameni? Ei au o calitate morală în general. Ei cum ies în general în stradă, în lume și se uită la oamenii în ochi? Ei nu iau oamenii cum se duc prin sate dacă merg la întâlniri sau chiar acum merg să apropie legile sau votul ăsta unui nominal fals asta în gendă care ni se impune. Cum se întâlnesc în fața oamenilor? Oamenii nu-i fugăresc de pe la întâlnirii care vin ei. Domnule Bușilă, de ce vă întrebam de organele statului, instituțiile abilitate de a-și face meseria? Pentru că ascultându-vă pe dumneavoastră, volens nolens, mi-am adus aminte de cazul Butmalai. Și în acea scrisoare figurau nume notorii din politica Republicii Moldova. De ce până la urmă? De ce? Foarte bună întrebare. Da. Iată, pe cei care azi guvernează țara trebuie să întrebăm pe chestia asta. Și acum tot spune, Butmalai a fost în Peledimie. Acum Peledimie o să luptă cu PD-ul, da? Și cu alte formațiuni. Fraților, dar voi până nu de mult ați condus țara asta, ați numit miniștri, deputați, guverni, procurori ați numit, ați cumpărat între voi, ați distribuit, ați făcut convenții, tratate, da, secrete, puse prin safeuri. Și acum vă scuipați unul pe altul, dar poate nu-i cazul să ieșiți să spuneți, fraților, noi
ok, am greșit, îmi cer iertare, public, scuze, public, în fața oameni, așa, la tribună de asta frumoasă, așa, de sticlă, îmi pare rău că am făcut alianță cu Filat și am condus țara vreo 5 ani de zile și am furat-o din lung, din lat. Dar nimeni nu e să spună asta. Dar noi despre asta trecem cu vederea, absolut un cuvânt nu ne expunem. Și ieșim și spunem că, știți, este nevoie, schimbăm, să-i dăm deputatului, să lipsim imunitatea. Fraților, dar până am avut atâți deputați care au fost furați, au fost dați bani să facă alianță, să nu știu ce, să mute, să facă... Pentru asta cine va răspunde? Măcar să vină altcineva, eu înțeleg, e ok, când vine un om curat, frumos, cu guligat, care nu a avut nicio pată de asta politică, nu a avut nicio experiență, spune, noi vrem tot să ștergem. Dar când tot acei murdari care de noroi, da, curge noroi după ei de pe la conferință de presă, vin și noi vrem să schimbăm. Cine scrie? Tot pe voi? Eu unul nu-i cred. Domnule Mihăiești, haideți, e o chestie interesantă. Poate câteva cuvinte aș vrea pe marginea cazului lui Butmalai, după aceea trecem la Uniunea Euroasiatică. Domnul Butmalai trebuie să se expună în Procuratura Generală, pentru ca să nu facem noi speculații, da, și noi nu cunoaștem nici dosarul și nici circumstanțe, noi nu cunoaștem doar niște opinii din presă care au fost exprimate de diverse personaje politice sau nepolitice. Și acel mesaj lăsat de final. Și acel mesaj lăsat care nu știu dacă a fost publicat în totalitate sau trunchiat. Eu cred că da, că azi într-adevăr a fost unul grav și sunt de acord că noi trebuie să aflăm adevărul. Eu aștept de la procuratură un comunicat, totuși ce s-a întâmplat cu el, apropo, era deputat sau nu era deputat? Nu mai era deputat. Nu mai era. Nu mai era deputat. Oricum, este un caz care trebuie să fie explicat opinii publice. Eu aici, dacă ne aduncem în tema asta cu votul uninominal, puțin ca să vorbim totuși. Da. Totuși este chiar anticipați întrebarea mea, vă rog. Totuși este o chestiune care trebuie discutată fără patimă. Să încercăm să analizăm și punctele forte și cele slabe a inițiativei, să vedem dacă ea este motivată. Dar, iată, vedeți, și colegul de platou a invocat foarte multe probleme. Traseismul politic, corupția, etc. Și asta de unde vine? Vine de la lista de partid, vine de la faptul că sistemul proporțional în Republica Moldova înseamnă lista de partid, înseamnă vinderea locurilor pe liste. Și am dat și exemplul lui Paton, care a recunoscut, care a cumpărat un loc pe listă. Știm foarte bine ce se întâmplă în preajma alegerilor parlamentare, se încep târgurile. Partidele încep să-și caute oameni cu bani care să le susțină financiar campania electorală. Este evident că sistemul respectiv produce corupții mare, mică, mijlocie, de care doriți. Și unde am ajuns? Am ajuns că Republica Moldova este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, pardon, în spațiul european. Am ajuns că avem două cazuri care ne-au făcut notorii. Cazul Landromatului, spălarea banilor rusești prin instanțele moldovenești, și cazul miliardului furat din Banca de Economii. Eu sunt convins că acest lucru n-ar fi fost posibil dacă am avut un parlament ales în circunscripții uninominale. Deputatul, că nu depinde de partide, e mai vocal, este mai activ. Apropo, și ați spus și de faptul că doar câțiva deputați vorbesc în fiecare fracțiune. Pentru că restul toți sunt la număr, toți sunt oameni care sunt aleși pe principiul de solidaritate și de obediență față de șeful partidului. Asta nu este o noutate. Ce vom obține noi prin votul uninominal? Vom obține două lucruri importante din punctul meu de vedere, dacă se va implementa. Primul este că va fi totuși acea legătură directă între deputat și cetățenii care îl aleg. Deputatul și cetățenii vor putea să comunice despre problemele cele mai importante din comunitate. Deputatul avea o responsabilitate față de acești cetățeni. Și a doilea aspect important este că deputatul, o dată venit în Parlament, având mandat popular, nu va depinde de șeful de partid. Dar va putea să-și implementeze acea agendă cu care a mers el în teritoriu. Rămânem pe aceeași lungime de undă. Cei care sunt contra acestei inițiative enumeră lobismul pentru regiune, da, și doi, cumpărarea acestor deputați la un preț mult mai simbolic, iau un dilmier de rigoare. Acum eu vă dau... La pachet. Da, la noi putem să presupunem, dar eu am și probe. Uitați-vă, am luat probe la proporțional de corupție. Da. Cel mai mare traseism politic din istoria omenirii în Republica Moldova, eu am impresia că m-a sus acest parlament, o să batem acordul mondial. Și corupția totală din rândul deputaților, v-am dat și exemplu Paton și alții care... Da. Bine, hai să vă mai dau un exemplu, Filat. Exemplu Filat. Un prim-ministru care a ajuns să mintă oamenii cu agenda europeană, s-a promovat ca el fiind cel mai mare pro-european în Republica Moldova și a strâns 30% în 2010. Ca până la urmă să citesc o sentință respectivă definitivă care a dat în vigoare și două ore n-am putut să vorbesc după asta că am pierdut darul vorbirii.
M-am speriat, și apropo, o să mă 10 sau 20% din toate faptele care le-ați avut, pentru că, de câte cunoaștem din Procuratura Anticorupție, mai sunt 2-3 dosare care vin din urmă. Da, dar straniu în acest context, pentru că el nu a fost condamnat, raportat la acest miliard, dar ce a fost pentru trafic de influență, dacă am înțeles eu corect ce am intrat în esență. Eu vă rog frumos să citiți sentința. Acolo da. Sentința este pentru fapte de corupție și de trafic de influență. Da, și trafic de influență. Deci domnul a luat mită pentru ca să facă sau să nu facă ceva în favoarea unor grupări de interese financiare și economice și politice. Înțelegeți ce a făcut dânsul? S-a acoperit cu ideile europene și s-a înfruptat din banii publici și a dat o gaură asta cu și miliardul. Nu țin, și foarte mult. Deci, iată, cazul faptul cred că trebuie să devină unul de antologie, să fie citat de toți politologii, comentatorii politici, chiar și de părerilogii în Facebook, pentru că este un caz antologic de corupție politică. Și este și un, bine, este și un exemplu de luptă împotriva corupției. Cel puțin aici CNA-ul și Procuratorul General au știut să lucreze bine cazul respectiv și este de referință și pentru alte procuratori din alte țări. Făcând referire la CNA, asta ar însemna că până la filat nu a mai avut cazuri de corupție. A fost cazuri de corupție, dar nu au fost atât de mari. Este primul rechin. Când a venit Angela Merkel la Chișinău, ce a zis? Că așteptăm de la voi să prindeți rechinii mari. La fel, era lângă ea când i-a spus lucrul ăsta. Și tot mai rechinul mare... Aș nimerit în plasă. Da. Dar acum vreau să întreb, dar cine sunt acum lângă Filat? Lângă Angela Merkel? Din partea noastră. Apropo, întrebare foarte bună. Eu am trebuit pe Facebook. Da. Și bine, Nătărița Morari, care face ce face un ziarist, da. Poate ia și un salariu, poate ia și un onorariu. E un caz minor pe lângă enormitățile de PPDA. Partidul de cum se numește? Demnitate și Adevăr. Partidul Maia Sandu și ce a mai rămas de PDM este o caricatură care reprezintă Republica Moldova în raport cu cel mai mare partid din Parlamentul European. Eu mă așteptam ca totuși cei din Partidul Popular European să mai studieze ce s-a întâmplat în Republica Moldova și cât dauna au adus aceste partide Republicii Moldova și cetățenilor săi, în special PDM-ul. Și eu cred că nu este niciun secret pentru nimeni că PAS-ul și Maia Sandu este de fapt o încercare a PRDM-ului și a luat Filat de a se salva politic, de a muta oul în alt coș, și cred că lucrul ăsta nu se vede, că nu-l vede nimeni. Și Maia Sandu nu se delimitează de Filat. N-am auzit nicio declarație a Maia Sandu care spune că Filat este un infractor și de a fără banii. Da, nu a existat. Noi, colegii din media, nu am văzut. Dânsa este fidelul lui Filat și principiul lui. Nu vreau să declar că ea este hoață, n-ar fi corect și nu este nicio probă, dar acoperind aceste fapte, ne dându-le o anumită caracteristică, într-un fel sau altul, Maia Sandu și PAS-ul se prezintă în fața opiniei publice ca un fel de luntre, de rezervă în care toți corupții din PLDM vor să se îmbarce ca să-și salveze viitorul lor politic și numai politic. Și aici îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar Partidul Popular European, din păcate, pune miza în Republica Moldova pe niște partide de compromise. Da. Domnule Bușină, haideți să discutăm un pic despre semnarea memorandumului de colaborare între Moldova și Uniunea Euroasiatică. Domnul președinte a discutat și despre acest aspect. S-au pronunțat mai mulți analiști politici. Haideți să aflăm viziunea dumneavoastră. Haideți să ne uităm la cifre. Da. Uniunea Euroasiatică importă produse pur economie, nimic altceva. Importă produse agricole în proporție de 40%. Au acest necesar. Uniunea Europeană importă produse agricole în jurul maxim până la 1%. Noi, Republica Moldova, din păcate, cu mare regret spun acest lucru, am rămas așa ca și în perioada sovietică, așa era un plan, să fim o țară agrară. Noi așa și am rămas. Chiar dacă vreo 7 sau 8 ani mergem pe calea, aproape am devenit o țară de succes, nu de coșmar. Dar tot am rămas una de agricolă. Deci noi producem producție agricolă. Miere, struguri, roșii, tot felul de fructe și legume. Unde putem noi economic să le exportăm? În Europeană, unde importă 1% sau în Euroasiatică, unde importă 40%. Desigur că acolo. De ce noi trebuie în acest perimetru, dar și în altul, să avem relații normale? Adică nici de scuipat la zile de 9 martie, dar nici de mers acolo cu ușma suțoară și cu capul plecat. Cu relații de demnitate, de corectitudine. Și acolo unde sunt probleme discutați, le punem pe toate în agenda. Gazul, armata, presa, limba și așa mai departe, să le punem pe agenda. 2-3 întrebări le ne înțelegem, le rezolvăm. Altele nu, le mai lăsăm pentru întâlnirea următoare.
Din păcate, la noi întotdeauna cei care au fost la guvernare au mers acolo sau au scuipat sau au mers cu capul plecat. Noi avem nevoie de oameni să meargă acolo demn, cu demnitate și să vorbească economic, social, ce probleme avem de rezolvat odată și odată. Noi avem nevoie de ca exportatorii noștri să le dăm mână liberă să exporte toate produsele sale sau majoritatea pe piața Uniunii Euroasiatice. Pentru că în piața Uniunii Europene noi nu putem exporta asta și asta s-a văzut că ei au producătorii lor și ei nu vor permite niciodată producția de la noi din țară, care este una competitivă, ecologică, mai bună, să-l merească pe piața lor. Niciodată nu vor permite, mai decât 200-300 de tone să-l merească și așa mai departe. Dar altceva este că nu trebuie să ne orientăm doar pe faptul exportul azi, să producem azi, să strângem mărul din livadă sau peste o săptămână să meargă la Murmansk. Noi trebuie să ne gândim cum să dezvoltăm infrastructura noastră locală, să facem frigidiere, tot felul de utilități, ca acest măr să-l păstrăm și să-l vindem la iarnă, la primăvară, tot rusului. Și atunci să scoatem un preț nu de 30 de bani, dar de 7, 8, de 10 lei sau euro pentru kilogram, înțelegeți? Pentru asta ar trebui să se gândească politicienii noștri. Cum să ajute producătorul nostru? Pentru că noi avem foarte mulți producători și oameni dornici. Eu știu oameni care au venit din Italia sau din Moscova și tot în agricultură s-au implicat și vor să producă, dar nimeni nu le-a dat, doar de ei s-au folosit întotdeauna. În campanii, în tot felul de manipulări s-au folosit, dar nu i-au ajutat în mod real. Pentru ca ei să producă, unu, și doi, să depoziteze și trei, să vândă această producție la un preț distonic, astfel ca ei să-i permită să aibă o viață decentă, să dezvolte afacerea sa și să nu gândească să plece undeva pe scotare. Domnule Mihăieș, vă întrebam și cu alte ocazii despre faptul că dacă următoarea vizită a președintelui Republicii Moldova trebuie să fie la București. Care-i poziția? Bine, în primul rând trebuie să menționăm că, din păcate, președintele a atacat România pe câteva declarații care sunt caracteristicile unui președinte de partid, dar nu trebuie să fie pronunțate și nu trebuie să fie rostite de către un șef de țară. Situația Republicii Moldova este foarte și foarte specifică pentru faptul că avem doi vecini cu care Republica Moldova are și probleme teritoriale și istorice și de identitate și de care doriți. Unele teritorii Republicii Moldova sunt în Ucraina, unirea Moldovei s-a făcut parțial cu un teritoriu de până la Prut în 1859, după cum vă aduceți bine aminte din istorie, Muntenia și cu Moldova. Altă parte era în cadrul Imperiului Rus, care mai târziu a obținut independență. Acum, dacă stăm să tragem turta, noi avem dreptate sau ei au dreptate, ieșim cu război politic, diplomatic și nu dă bine. Volodin a încercat să marcheze niște goluri României și nu a reușit. Nici tot domnul nu a reușit să marcheze niște goluri, nici istorice României, nici geopolitice, nici de un fel. România va ține linia ei, ea este membru UE și NATO și are niște parteneri foarte puternici. În cazul respectiv, Republica Moldova trebuie să acționeze foarte inteligent. Nu trebuie să încercăm să răscolim durerile și problemele istorice și geopolitice. Nu are niciun sens chestia asta. Și nu o să ajungă la niciun rezultat. Dacă domnul Dodon crede că mizând pe Rusia și pe Putin va reuși să aducă cumva tancurile rusești să rezolvă probleme moldovenești aici, în probleme geopolitice regionale, nu o să fie niciun succes și este o idee iluzorie. Avem încă 30 secunde în care aceste emisiuni. Să termină ideea asta. Eu sper că domnul Dodon și consilierii lui vor înțelege că trebuie să schimbe retorica. Eu cred că este posibil ca într-o lună, două, prin declarații mai pașnice și mai colegiale, să se schimbe raportul cu România și cu Ucraina, astfel încât președintele Dodon să poată să meargă și la București și la Kiev. Nu poți, fără București și fără Kiev, să existe ca Republica Moldova. Domnule Bușilă, următoarea vizită la București, la Kiev sau la Washington? La București, desigur că da. La București, să întâlnească cu factorii decizii, dar înainte de asta, președintele Dodon ar trebui să înțeleagă că există el ar trebui să cunoască, de fapt, o altă Românie. Nu cea care guvernează astăzi România și vinde 40% din păduri și înstrăinează toate proprietățile și utilitățile și adoptă legea nediscriminării în această țară, dar o altă Românie, român adevărat, care își iubește patrioții noștri din țara noastră și iubește neamul și vrea să aibă cu noi relații normale de frăție, de relații de prietenie. Eu cred că trebuie să se debaraseze de această dogmă că anumite clasă politică acolo s-a deprins să finanțeze proiecte politice.
în Republica Moldova și Dodon se orientează doar din prisma acestor proiecte politice. El trebuie să facă abstracții că aceste proiecte politice doar este o latură. Nu este toată România. Nu este o ideologie întreagă. Este un proiect care vine și se dezbine societatea noastră în două, pentru că ei, anume ei și o parte din cei din Federația Rusă uită la Moldova ca la un teritoriu recuperabil. Ei vor să recupereze și unii și alții acest teritoriu. Ei nu se uită că aici este un neam, da, și s-a format o societate distinctă și de unii și de alții. Domnule Bușile, domnule Mihai, și eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, în numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând!